Salutări, iubitori de safari înfricoșători! Ați sosit tocmai la timp. Suntem pe urmele labei de gorilă, o creatură tropicală de vi se va face părul măciucă. Se spune că unele dorințe se îndeplinesc, dar nu trebuie să te joci cu așa ceva. Dacă vă doriți un blând cimpanzeu, feriți-vă. S-ar putea să nu fie gorila viselor voastre. Deci să trecem la istorisirea din această seară. O povestioară pe care am numit-o Laba Gorilei. Laba Gorilei. Băieți, când mă veți accepta și pe mine? Dă-ne odată mingea, Louis. Haide, Kenny. Pa, pa. Cred că trebuie să-i reamintim lui Louis cine suntem noi. Kenny Kingpin Selden. Chuck Rockman Norm. Billy Cool Kid Noll. Ai priceput, Louis? Da, dar aș putea să fiu, Louis, Louis Plicticosul, Louis Aiuritul, Louis Ratatul. Ia mingea, Louis. Rămânem uniți până la sfârșit. Pregătiți de luptă de relele feriți. Haideți, băieți, acceptați-mă și pe mine în club. Îmi voi găsi un nume bun. Mingea, Louis. Vai, băieți, dar nu e drept. Vă aduc mingile, vă car bagajele, vă dau mâncarea mea. Și nu uita, Louis, nimeni, dar nimeni nu o face ca și tine. Ei, haide, Kingpin. Cool Kid. Am prins-o. Ajutor! Vezi, Louis, noi suntem genul de oameni care dacă văd ceva ce le place, iau. Dacă vrem o înghețată, gata, luăm toată mașina. Nu-i așa, Cool Kid? Cine să ne oprească? Și câteodată mai și înapoiem. Dacă vrem. Ai priceput, Louis? Louis? Wow! Ia te uite la toate chestiile astea! Cripta curiozităților! Ar trebui să fii inconștient să intri acolo. Da! Minunat, nu-i așa? O piesă foarte ciudată. Cu siguranță e unică. Laba Gorilei aparținea unui vechi idol. E grozav! Mai mult de atât, legenda spune că Laba Gorilei îndeplinește dorințele celui care o are. Wow! Ca și lampa lui Aladdin! Hei, unde a dispărut? Oare e adevărată treaba cu dorințele? Dacă da, aș vrea să nu avem școală mâine. Prostii, cui pasă de școală? Dă-mi o tonă de bani. Foarte original, Cool Kid. Eu aș vrea să fiu printre gladiatorii hidoși. Este cel mai tare super joc televizat. Iar eu aș vrea
Aș vrea să fiu membru al clubului. Uite cum facem, Luis. Pune mâna pe laba aia și te acceptăm. Vorbești serios? Membru cu drepturi de pline, Luis? Da, egale. Nu-mi vine să cred. Ai reușit, Luis? Chiar ai reușit. Deci acum sunt membru? Nu. Ce? Acum că mă uit mai bine la ea, nu merita osteneala. Oh, dar ai spus că dacă... Dar ai spus că... Stați! Dorințele! Laba îți îndeplinește dorințele. Așa a spus bărbatul acela. Îmi voi dori tot ce vreți. Maturizează-te, Luis. Nu, poate că funcționează. Vreau Cool Kid să aibă o tonă de bani. Hei, priviți! O hârtie de $5. Vezi? Vezi? Funcționează! Vai, mare scofală! $5! Mersi! Cu banii ăștia aș putea cumpăra o revistă și jumătate. Oh, haideți, băieți! Băieți! Așteptați! Mai dați-mi o șansă, băieți! Rockman, vreau să nu fie școală mâine! Ascultă, Luis, unul dintre motivele excludării tale este faptul că nu ai imaginație. Dacă vrei să faci parte din acest club, îți trebuie idei mărețe. Dorințe mărețe, Luis? Dorește-ți luna de pe cer? Îmi doresc luna de pe cer! Acum mă acceptați? Nu, nu te acceptăm. Ești exclus, Luis. Fără imaginație. Chiar așa? Stați! Ce-am făcut? Până îți dai tu seama, noi mergem să luăm niște gustări. Fac eu cinste. Da! Da! Scuze, Luis, doar pentru membrii. Ne mai vedem, ratatule. Ravenhurst, California, populație 55.232 de locuitori. Vai de mine! Voi întârzia la școală! E pentru tine, Luis! Timp. Întârzi la școală. E Kenny Seldon. E Kingpin, mamă. Kingpin mă sună pe mine? Alo? Kingpin? Hei, Luis, habar n-ai ce s-a întâmplat. S-a închis școala pentru o zi. Vrei să spui că m-am trezit degeaba? Dorința! Te-ai prins. Poate chestia aia ta chiar funcționează. Ce ai zice dacă am testat-o puțin? Hai să ne întâlnim în curtea școlii în 10 minute. 10 minute? Nu știu dacă voi reuși. Abia m-am trezit și... Mai ai 8 minute. Luis? Alo? Luis? Luis, de ce ai întârziat? Termină. Ai adus laba gorilei? Care-i ideea? Promiteți-mi că dacă funcționează, mă veți accepta în club. Nici pomeneală. O să-ți iei gândul. Bine. Cum? Fără păcăleli. Fără păcăleli. Bine. Bine, Luis, să începem cu ceva măreț. Ce zici de un televizor mare? Vreau un televizor cu ecran mare pentru Kingpin. Incredibil! Funcționează! Un val de cutremure ne-a izbit țara. Raporturi privind distrugerile produse continuă să ne parvină din întreaga lume. Și a sosit timpul gladiatorilor hidoși. Wow, uite-l, Kingpin. Emisiunea ta preferată. Jocul televizat în care concurenții noștri se vor lupta cu gladiatorii hidoși. De ce ai făcut asta, Kingpin? Chiar așa. Asta a fost
Super, să încercăm ceva mai tare. Vrei să-mi doresc ca tu să iei parte la joc? Vreau ca jocul gladiatorii Hidoși să fie aici! Wow! Ce super e! Da! Mega super! Bun venit în club! Am zis că ești acceptat, ești membru! Sunt acceptat! Sunt membru! Sunt acceptat în club! Fac parte din club! Rămânem uniți până la sfârșit! Pregătiți de luptă, de referiți! Bine, băieți, să-i dăm bătaie, haideți! Fac parte din club! Mi s-a confirmat, domnule, Luna se află pe ruta de coliziune cu Pământul. Locul impactului? Gravenhurst, în California. Un monstru globular va încerca să ne doboare, dar e în regulă, e căptușit cu plastic. E perfect! Da! Super! Răspândiți-vă, vom fi mai greu de nimerit. Speria, Rockman, sunt doar niște mingi de tenis, haide! Prinde-mă! Da! Ce-i chestia asta? Orice ar fi, miroase oribil! Adăpostiți-vă! Ce-i cu substanța asta? Cool Kid! Ăsta nu mai e joc! Hai, Luis, ia te uită! Bine, Hidosule, e vremea să faci baie! Nu mi-amintesc aceste efecte sonore! Hai, Kingpin! Nu acum, Luis! Kingpin! Luis, nu acum! Kingpin! Ce e? Dar de asta îți amintești? Ce e? Ai grijă! Calmează-te, e doar un joc! E foarte real! Sunt prea speriat ca să mă mișc. Haide, vei reuși. Rămânem uniți, nu-i așa? Prieteni, până la sfârșit. Atunci fă ceva, prietene, fă ceva. Vreau ca acești gladiatori Hidoși să dispară. Nu se întâmplă nimic, nu a mers. Cred că odată pusă o dorință, nu mai poți da înapoi. Ajutor! Hei, chestia asta nu ne ține pe toți. Atunci pleacă! Da! Noi am fost primii aici. Transformați-vă în copaci și dispăreți. Vă previn. N-ai decât. Nu plecăm nicăieri. Haide, Luis, păi să dispară acum. Vreau ca Rockman și Cool Kid să se transforme în copaci și să dispară. Ce? Trebuie să facem ceva, Kingpin. Dorește-ți să scăpăm de aici, Luis. Dar băieții? E prea târziu, fă-o, acum. Vreau ca eu și Kingpin să fim la mine acasă. Distrugerile continuă pe tot globul. Distrugeri datorate cu tremurelor și inundațiilor. Cauza ar fi schimbarea orbitei lunii. Cum îi vom salva pe Cool Kid și Rockman? Nu pot să-i readuc la normal? Le-am spus să plece de pe platformă, dar n-au ascultat. Dar Kingpin, proprietarul prăvăliei. Cum?
Laba de gorilă e al lui. El trebuie să știe ce-i de făcut. Vreau ca proprietarul prăvăliei să apară aici, chiar acum. Proprietarul prăvăliei e aici. Nu vine pe ușă, Luis, ci pe... Parcă ai spus proprietarul, Luis. Privește-i brațul. Opa! Spărtura! Monstrul! Mai rău, cutremur! Nu pot să cred! Luna, Kingpin! Uită-te la lună! Se îndreaptă spre noi! Tu ai făcut asta! M-ai pus să-mi doresc luna! Te-am sugerat doar, dar tu ți-ai pus dorința! Oh, oare ce va zice mama? Trebuie să oprim Kingpin! Cum? Laba! Cu Laba trebuie să reușim! E în casă! Acolo e și gorila, ne va înghiți pe amândoi. Dar trebuie să o aducem, e singura noastră scăpare. Da, dar nu te baza pe mine. Dar cum rămâne cu motoul clubului? Îți amintești? Rămânem uniți, de rele ferit. Fii serios, ratatule, pa! Și... Ce pierdere de proporții! Și toate astea ca să intru într-un club care s-a dovedit a fi o mare păcăleală. Tare neghioba am mai fost. Să fur eu Laba. Eu nu sunt un hoț. Aș vrea să n-o fi furat niciodată. Deși legenda spune că Laba Gorilei îndeplinește dorințele celui ce o are, trebuie să fii foarte atent ce-ți dorești, pentru că s-ar putea îndeplini. Haide, Luis, ce-ți dorești? Luis, așteaptă! Ce e cu tine? Nu am putut reface totul la loc cu ajutorul Labei, nu-i așa? Dar când mi-am dorit să fac parte din club, era înainte ca eu să fi avut Laba. Fără să mă gândesc, mi-am dorit să nu fi furat niciodată Laba. Acea dorință a refăcut totul cum era înainte să fiu membru. Ce tot vorbește? Chiar așa? Băieți, nu vă amintiți? V-am salvat! Am salvat lumea! Luis are acum imaginație. Ce ziceți, băieți? Poate ar trebui să-l acceptăm în club. Las-o baltă. Eu sunt cel care a avut curajul să înfrunte gorila și am învins-o de unul singur. Deci n-am nevoie de voi, băieți. Am tot ce îmi doresc. Priviți chiar aici. Dar Luis... Dar nimic. Ne mai vedem, rataților. Ei bine, acum ar trebui să ne ridicăm în picioare aplaudându-l pe Luis, pentru curajul cu care și-a înfruntat cele mai groaznice și imposibile dorințe. După cum ați aflat, amintiți-vă că dorințele magice sunt totuși prea teribile pentru a se îndeplini. Așa că aveți mare grijă ceea ce vă doriți, băieți și fete, căci dorințele vi s-ar putea îndeplini.
Iar rezultatul v-ar putea face piele de gorilă.